Salutare mei, eu sunt Radu și bine v-am găsit la primul episod de Dawn of Zombies Survival. După cum bine știți, cam acum o săptămână sau două v-am întrebat pe Discord dacă vreți să fac o serie pentru că FIFA nu v-a plăcut. Și ăsta este primul episod, probabil vă și întrebați de ce n-am mai postat, cred că de vreo 3 săptămâni. Vechea poveste, școală, antrenamente și oboseală, pentru că în momentul în care vin de la școală sunt foarte obosit, dar acum am simțit mai bine și am zis să filmez pentru că am jocul ăsta în telefon cam de vreo 2 săptămâni și n-am făcut nimic. Și mă rog, m-am jucat eu așa, am reușit să mă joc și astăzi vreau să fac Citadel Outpost. Da, clar n-am pronunțat bine, dar mergem aici, am mai fost odată. Și să vedem cam pe unde ajungem. Se aseamănă foarte mult cu bunker alfa, ceea ce este bine și na, sunt floruri, pot să iau chestii, barme și așa mai departe. Și da, înainte de a intra în pâine, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, până că mai bine de 40% dintre voi sunteți neabonați. Și nu uitați să vă activați și clopoțelul neapărat. Și să vedem ce iese. Voiam să fac o chestie. Bun, nu e problemă că îl am pe băiatul ăsta care mă apără. Și mai sunt și ăștia care trag, așa că nu e nicio problemă. Pac, intrăm. Și am ajuns aici, ăsta este lobby-ul. Nu prea știu ce fac astea, ar trebui să mă informez, dar nu contează, eu vreau aici. Și mergem la... Începem așa cu florul 1. Perfect, enter. Florul 1 e destul de ușor, deci nu e problemă. Perfect. Aici nu prea pot să vin cu arme melee, pentru că la un dat o să ajung, nu știu, să zic la florul 10, florul 15 și nu o să mai meargă cu cuțite, așa. Și va trebui să folosesc arme. Bun, de aici pornesc wave-ul. Ăsta nu știu exact ce face. Aici nu e nimic și... Na, de aici e zombie, bun. Yes. Perfect. Și a început hoarda să vină. Pot să iau și chestiile astea, înseamnă că dau mai mult damage. Cred că am văzut și unele cu armură. Niște chestii în astea cu armură. Nu e doar damage. Perfect. M-am regenerat, adică mi-a dat viață chestia aia. Și gata. Bun. Mergem la următorul flor. Florul 2. Enter. După cum bine vedeți, sunt level 9. Bang, yes. Asta a murit din prima. Și asta la fel. Luăm asta, că e bună. Nu prea știu dacă mai mă ține armura. Mă ține. Încă mă ține. Bă, că dau destul de mult damage. Dar nu scrie și cât damage dau. Nu. Oricum, dau mult. Să iau repede chestia asta. Perfect. M-am și regenerat. Bun. Următorul flor. O luăm și noi așa în ordine. Că până să mă duc direct, nu știu, la ultimul flor la care am rămas. Perfect, mergem aici. Yes. Iar în stânga, sub mapă, avem și un timp. Dacă nu omor zombii ăștia în timpul respectiv, practic pierd. Perfect. Cred că dau 200 damage aproape. Nu știu, pentru că în momentul în care îi lovesc, uitați, de exemplu ăsta a picat. Și ăsta la fel. Mamă, buffurile astea chiar îți cresc damage-ul. Mi-am refăcut și viața. Și probabil îmi întrebați, bă, dar de ce e chestiile alea de viață? Așteaptă până când nu mai e foarte multă viață și atunci iei chestia aia ca să te regenerezi. Pe chestia este că dacă nu o iau, se despaunează. Nu o mai găsești și aia e. Și mai bine mă duc atunci și o iau. Bun. Am ajuns ce voiam să fac. Voiam să intru aici, să îl scot pe băiatul ăsta. Mamă, îl mai am și pe ăsta. Și care o fi mai bun? Stați așa că sunt chestii noi pentru mine. Așa. Da, îl las pe ăsta. Bun, pot să schimb și arma, bun. Nu știam de chestiile astea, le-am aflat acum. Așa și... De exemplu, vreau să-l iau pe ăsta. Nu pot să-l iau. Bun, nu contează. Pac, florul 5. Momentan e destul de ușor. Mamă, armura mea e cam pe galben așa. Da, e cam pe galben. Așa. Dacă n-am armură, nu prea știu cât dau ăștia. Dacă eu n-am armură. E bine că dau mult damage. Perfect. Ați văzut? Era să dispară. Așa. Îl batem și pe ăsta. Perfect. Următorul flor. Oh, Enter, asta cred că este ceva boss. Vedem acum. Da, vreau să pornesc. Bun, și acum? Oh, da, ăsta este boss. Și cât dă? Aoleu, stați că mai sunt și ăștia pe aici. Dacă bag așa o pâine, mai băgăm încă una. Perfect. I-am bătut. Următorul flor. Ideea e că nu prea mă mai ține armura, e pe galben. Și când am văzut, pot să iau de aici arme, dar doar că nu prea știu de unde să le iau. Nu știu, momentan n-am văzut niciun chest ceva de unde să le iau. Coleg rewards. Get. A, avem și pe, s-am uitat să vă zic. Pe ăsta pot să-l iau? Da. Claim. Și unde? A, am primit cutia. Mamă, câte chestii trebuie să fac ca să deschid. A, am primit o bâtă și un ciocan din asta, mă rog. Next. Yes. Se iau repede ăsta. Bun. O, nu vreau să dau cu asta. Mai bine facem așa. Mama, a dispărut. A dispărut ăla de viață. Sau de damage, ce era. Perfect. Mă, eu vreau să mai bat 8 și mai am 1 minut 50, cam așa. E bine că am multă viață. Asta mă avantajează foarte mult. Skip. Următorul flor. Și cred că aici o să mă opresc, că a început să devină cam greu și nici armură nu mai am. Casca este pe roșu deja. Și nu vreau să risc. Bun. Yes. Băgăm. Haideți, băieții. Mamă, ce-i bă cu ăsta? Mamă, și dă și o grămadă de damage. Bă. E bine că mă regenerez. De fapt e bine că am buff-uri de la zombie. Perfect. Mai am 5 de bătut. Perfect. Bun, mergem la florul 0. Bun. Cam atâta cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe. Eu am fost Radu și până data viitoare v-am salutat și aveți grijă de voi. Pa, pa!